Doar 11% dintre românii de peste 15 ani fac săptămânal sport, conform Institutului Național de Statistică. De asemenea, speranța de viață a românilor este una dintre cele mai mici din Europa, de 75 de ani, comparativ cu media europeană de 78 de ani. Cele mai multe persoane care realizează activități fizice sunt copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 14 ani și tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani. După această vârstă, ponderea persoanelor care fac sport în timpul liber scade semnificativ, de la grupa de vârstă cuprinsă între 25 și 34 de ani la persoanele de peste 75 de ani. Doar unul din 10 români fac sport. Ce ne poți spune despre asta? Păi dacă până în 90... 89, stăteam la masă din punct de vedere sportiv cu toate țările lumii, adică eram fruntași. Din păcate, la nivel internațional și la nivel național se vede că a scăzut foarte mult interesul oamenilor de a face sport. Ce să vă zic eu, mi-e foarte greu să vorbesc de acest lucru, deoarece vedem că toate bolile și în contextul actual care este, vedem că atacă mai mulți pe cei care sunt obezi. Și din păcate, nici guvernul nu face nimic în acest lucru. Adică nu o să faci programe de prevenție, tu nu stai decât să tratezi. Asta înseamnă că, nu vreau să fac așa, să zic de rău, dar înseamnă că guvernul te vrea bolnav. Pentru că dacă ești sănătos, el n-are nimic ce să câștige pe urma ta. Raportat la nivelul municipiului Drobeta-Turnu-Severin, în momentul de față există mai multe farmacii decât săli de sport. Cea mai mare parte din vină o au părinții, deoarece nu-și îndrumă copilul să practice sport sau mai mult decât atât să iasă să facă mișcare în aer liber. Vedem și în oraș, raportat la nivelul locuitorilor, câte farmacii și câte săli de sport sunt. Vedem și în săli de sport câte săli sunt și câți oameni vin să practice acest sport. Dar eu zic că cea mai mare parte o au părinți. Hai să zic că dacă, și eu ca părinte, dacă pe timpuri eu nu aveam acces sau părinții mei nu mă ducea, noi facem tot timpul ce e mai bine pentru copilul nostru. Și ce facem ce e mai bine pentru copilul nostru? Îi luăm cel mai scump telefon și plătim cel mai mare abonament ca să aibă copilul toate facilitățile pe el. Adică tu îți permiți să dai 40 de milioane pe un telefon și 20 de euro pe un abonament, dar nu îți permiți să te ocupi de sănătatea lui. Procentul persoanelor care fac mișcare, atât tinere cât și în vârstă, scade de la an la an. Acesta este motivul pentru care mulți români suferă de obezitate.